Domnul să fie slăvit! Fraților și surori, de aici din Matei 5, aș vrea și eu să aduc gânduri binecuvântate și zic Domnul să ne ajute, să ne asculte, să putem să împlinim cuvântul Lui cu scumpătate. Matei capitolul 5 începe această predică magnifică de pe munte și fericirea a șasea este fericirea celor cu inima curată. Recitesc versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Fraților și surori, e foarte interesant că aceste trei capitole din Matei, 5, 6 și 7, conțin predica de pe muntea Domnului nostru Iisus Hristos și în cele 107 versete pe care Domnul Hristos le-a rostit aici, în predica de pe munte, 14 doar conțin teoria și restul de 93 conțin practica. Asta deja ne demonstrează nouă că trebuie să fim niște credincioși practici, fraților și surori. Era într-o biserică un bătrânel care stătea pe ultima bancă și tot lipsea de obicei câte 2 săptămâni lipsea de la biserică. Și păstorul l-a luat într-o zi deoparte și a zis, dar ce faci, de ce nu vii, ce se întâmplă? Și el a zis, auzi frate păstor, vreau să-ți vorbesc printr-o pildă. Dumneata rostești predica duminica la biserică, îi dai cuvântul Domnului celui din prima bancă, el zice, nu-mi prea place, îl dau la cel din spatele meu. Și el la cel din spatele lui și tot așa, până ajunge cuvântul Domnului la mine, că nimeni nu-l vrea. Eu ies din biserică, îl pun în practică și cam 2 săptămâni îmi ia ca să-ți împlinesc o predică dumitale. Interesant, nu? Interesant. Ar trebui, fraților și surori, să fim niște creștini practici și nu teoretici. Dar dacă știm și teoria, asta ne ajută extraordinar de mult. Această predică a Domnului Iisus de pe munte trebuie să și pătrundem puțin așa în cele 3 capitole. Structura ei este următoarea. Esența învățăturii lui Hristos. Capitolul 5, de la versetul 3 și până la 16. Sunt aceste fericiri pe care noi le știm, sunt în număr de 8, plus identitatea pe care Domnul o oferă ucenicilor, că ei sunt sarea pământului și sunt lumina lumii. Aceasta este esența învățăturii lui Hristos Domnul. Apoi, de la versetul 17 în jos și până la finalul capitolului 5, avem creștinul în raport cu Noul și Vechiul Testament. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun, dacă nu m-ai rostit, prostule sau nebunule sau să spui ceva urât, deja ești pasibil de pedeapsa lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, dacă nu mai privești la o femeie. Fraților și surori, observăm că Domnul Hristos a luat, așa cum spunea și el, Vechiul Testament și a zis, eu n-am venit să stric legea, am venit să împlinesc legea. Și atunci există o armonizare între Vechiul Testament și Noul Testament. Mulți dintre noi am auzit ideea aceasta, spun că legea lui Moise, Vechiul Testament, legile din Vechiul Testament sunt rele, nu-i adevărat, nu-i adevărat. Dacă Biblia în Cartea Romanilor numește legea lui Dumnezeu bună, sfântă, dreaptă, cum putem noi să spunem că este rea, dacă Biblia o numește bună? Așa că trebuie să fim foarte atenți ce vorbim. Domnul Hristos a venit și a zis, creștinul trebuie să trăiască într-un raport corect cu Noul Testament, care este împlinirea Vechiului Testament. Și de-al versetul 17 la 48 se află aceste concepte. Apoi, capitolul 6 în întregime vorbește despre creștini, despre noi creștinii care trăim în prezența lui Dumnezeu. Atunci când facem milostenie, o facem în prezența lui Dumnezeu.
Când ne rugăm, ne rugăm în odăiță, în prezența lui Dumnezeu și nu ca fățarnicii care spunea Domnul și roagă la colțurile ulițelor ca să-i vadă alții, atunci când postim, postim pentru Dumnezeu și atunci când ne îngrijorăm, e o problemă și trebuie să o rezolvăm între noi și Dumnezeu. Deci, capitolul 6 din Predica de pe Munte este creștinul care se află în prezența Domnului. Și apoi capitolul 7, creștinul care se află sub judecata lui Dumnezeu. Nu judecați, ca să nu fiți judecați, spune aici cuvântul sfânt. Și apoi vine Domnul și vorbește despre judecata viitoare. Și acolo la judecata viitoare se va vedea acea mare, mare diferență, pentru că există aici o înșiruire de două concepte opuse. Și anume, vine Domnul și vorbește de două porți, vorbește de două grupări, de două feluri de pomi, vorbește de doi constructori, de două temelii, de două case și de două rezultate, de două finaluri. Unul iadul și altul raiul. Și observați aici foarte clar, creștinul stă sub judecata lui Dumnezeu. E capitolul 7 din Matei. Fraților și surori, foarte interesant că această predică Domnul Hristos a rostit-o după o noapte de rugăciune. Așa vine apostolul Luca, evanghelistul Luca, vine și ne spune: a stat o noapte întreagă în părtășie cu Dumnezeu, în rugăciune. Apoi și alege ucenicii și după ce alege le spune: uite, voi ați intrat în împărăția lui Dumnezeu, voi trebuie să cunoașteți împărăția lui Dumnezeu. Și atunci rostește Domnul Hristos această celebră predică de pe munte. Este curios că Luca extrage din aceste 8 fericiri doar 4. De ce? El se adresa în special grecilor, Luca. Matei se adresa evreilor. Evreii știau ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, pentru că o așteptau încă din timpurile Vechiului Testament. Luca alege 4 fericiri, nu le enunță pe toate cele 8 care sunt aici, pentru că așa a găsit Duhul Sfânt cu cale. Și apoi Luca rostește, bineînțeles, și niște vaiuri imediat după cele 4 fericiri. Deci Matei și Luca sunt singurii din Scriptură care vorbesc despre predica de pe munte a Domnului Hristos. Foarte interesant, iarăși, următorul lucru. Matei, capitolul 5, acestea sunt, așa, introduceri la predica de pe munte. Matei, capitolul 5, versetul 1, zice: când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Ei, atunci, în perioada aceea, când un rabin, un învățător, voia să comunice ceva foarte important, ședea jos și veneau discipolii, ucenicii, nici în jurul lui și începeau să-l asculte. Hristos Domnul, și foarte frumoasă explicația aceasta. Spunea un cercetător al Bibliei că acest munte, despre care noi nu știm exact cum se numea, acest munte este de fapt noul Sinai. Este, dacă vreți, Sionul bisericii lui Dumnezeu. Și în comparație cu vechiul Sinai, cu cel din Exodul 19 și 20, acolo în vechiul legământ, pe vechiul Sinai, Dumnezeu s-a coborât cu norul lui, cu prezența lui, cu furtună, cu foc, cu trăznete, cu tunete, cu o voce puternică, cu frică. Spunea chiar și Moise: sunt îngrozit și tremur. Oamenii din jurul lui tremurau. Uite aici că pe noul Sinai, Dumnezeu din cer coboară în ființă omenească, se așează, imediat ucenicii vin în jurul lui, nu mai apar tunete, nu mai apare foc, nu mai apare ceva greu. Aici ai Dumnezeu în persoană, Dumnezeul coborât în trup omenesc, este cel care stă de la inimă la inimă și vorbește, cel care înțelege neînțelesurile noastre, cel care trăiește ca și noi într-un trup omenesc, cel care este ispitit ca și noi și cel care vine și ne spune: uite, acesta este caracterul meu, aceasta este ființa mea, ferice, 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 uite, acesta sunt eu, se descrie pe sine. Și prin descrierea aceasta de sine, Iisus Hristos,
Domnul le transmite ucenicilor cu alte cuvinte: aș vrea ca și voi să fiți ca mine. Sunt lucruri foarte frumoase, fraților și surori, aici. Fericirile acestea încep cu primele trei, în care Domnul Hristos a urmărit următoarele chestiuni. 1. Relația cu Dumnezeu. Ferice de cei săraci în duh, adică de cei care se golesc de păcatul lor, pentru că Dumnezeu vrea să vină și să intre în inimile lor. Relație cu Dumnezeu, o relație corectă. Apoi, relația cu mine însumi. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Este a doua fericire. Adică eu văd cât sunt de rău, cât sunt de păcătos, cât este Dumnezeu de bun și sunt copleșit. Și încep să plâng și în plânsul meu vine Dumnezeu și mă transformă și mă schimbă. Pentru că mie nu-mi place cum sunt eu. Strig și eu ca și Pavel, nenorocitul de mine, cine mă scapă de firea mea pământească, de trupul acesta de moarte? Și atunci în relația cu mine eu împlinesc predica de pe munte: ferice de cei ce plâng. Și apoi, în relația cu alții, ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Spunea fratele întâmplările astea frumoase cu brațul de lemne și cu cealaltă întâmplare. Deci, fraților și surori, cu cel care a fost păgubit și sora s-a dus să-l caute. Aceasta este, la urma urmei, esența împărăției. Mi-am amintit când vorbea dânsul de un frate din zona Bistriței, fratele Ilisie Rus. Omul acesta s-a dus la biserică într-o zi și și-a amintit că n-are Biblia cu el și imediat cu bicicleta înapoi acasă ia Biblia. Pe când ajunge acasă, se auzeau zgomote în podul casei. Și urcă repede pe scară să vadă ce se întâmplă. Vreo pisică, nu știa ce e acolo. Și era un vecin, tot așa, un vecin cu doi copii avea. Îi lua fratelui grâul din pod. Știa că fratele e la biserică și nu o să-l tragă nimeni la răspundere. Și umplea un sac cu grâu. Și fratele a zis: bună ziua, vecine, dar ce face aici? Îl au și înlemnit, nu știa ce să mai facă. Auzi, vecine, zice, nu-i nimic. Zice, acum suntem doi. Umple un sac și mai umple unul. Că vreau să îi ducem amândoi, cei doi saci, la tine acasă. Ăla tremurând, a umplut doi saci acolo. Doi oameni mergeau pe drum cu doi saci de grâu, fratele Ilisie l-a pus în curtea casei, sacul, Domnul să te binecuvinteze, și a plecat fluierând, bucuros, către biserică. Imediat ce a intrat omul în casă, a chemat-o pe nevastă, se era tulburat. Nevastă dragă, vino repede, ce s-a întâmplat, măi omule? L-am întâlnit pe Dumnezeu. Cum, mă, l-a furat, l-ai întâlnit tu pe Dumnezeu? Da, zice, l-am întâlnit pe Dumnezeu. Uite ce am pățit, uite, mă putea face de minune în sat, ne strica numele, ne dădea la jandarm, la miliție era atunci. Vai de noi ce s-ar fi întâmplat, uite, ăsta-i omul lui Dumnezeu. N-a trecut mult timp și oamenii aceștia, vecinii fratelui Ilisie, s-au dus la biserică și au cerut să fie botezați, au cerut cereri de botez. Tata, doi copii și soția, mama copiilor. Imediat, fratele din spate, Ilisie, o ridica mâinile spre cer și a zis: mare afacere am făcut, Dumnezeule! Am dat doi saci de grâu pe patru suflete, mulțumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să fac afacerea asta! Vedeți ce afaceri făceau altădată oamenii? Afaceri curate, astea sunt cele mai curate afaceri. Deci, fraților și surori, ferice de cei blânzi, putea să riposteze, da? Nu-l mai vestea pe Dumnezeu, nu mai avea chipul lui Hristos. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Uite, este relația cu alții. Și foarte interesant că Domnul Hristos a ales aici, în acest text, în această introducere la predica de pe munte, în această secțiune teoretică,
niște paradoxuri, așa le numim noi, acele lucruri pe care nu le putem înțelege, care aparent se contrazic. Și nu e adevărat lucrul acesta? În lumea mândriei, spune Domnul Hristos, ferice de cei săraci în duh, în lumea mândriei, auzi? Într-o lume în care tot se distrează și lumea comediei, să știți, secolul 21 e lumea comediei. Vine Hristos Domnul și spune ferice de cei ce plâng, auzi? Într-o lume a răutății și a urii și a lăcomiei, vine Domnul și spune ferice de cei blânzi, extraordinar. Și merge mai departe și într-o lume a cruzimii, oameni răi, oameni cruzi, vine Domnul și spune ferice de cei ce au milă, de cei milostivi. Sunt parcă lucruri care se contrazic, aparent. Dar aceasta este esența împărăției lui Dumnezeu. În lumea adulterului și a preacurviei și a sodomiei, vine Domnul și spune ferice de cei care au inima curată, e tema zilei de astăzi. Într-o lume a comodității, vine Domnul și zice ferice de cei prigoniți. Într-o lume a certurilor, vine Domnul și zice ferice de cei care fac pace, de cei împăciuitori. Fraților și surori, sunt lucruri care aparent noi nu le înțelegem. În lumea laudei de sine, cine sunt eu, ce pot eu, vine Domnul și zice ferice de cel ocărât. Extraordinar! Parcă nu se împacă cu mersul lumii acesteia. Și de aceea vine Domnul Hristos și spune, priviți-mă pe mine, eu așa am fost și așa sunt. Și haideți, fraților și surori, să ne uităm puțin la fericirea de astăzi, pe care Domnul ne-a pus-o în cuvântul lui Dumnezeu, să o citim, versetul 8 din Matei 5. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Acum, mai întâi luăm acest prim cuvânt, ferice, și vom studia puțin ce înseamnă o stare de fericire. Apoi ne vom uita la procesul de sfințire, ferice de cei cu inima curată, deci ăsta e un proces de curățire a inimii, procesul sfințirii, și apoi ne vom uita la final la răsplata celor cu inima curată, vederea lui Dumnezeu. Ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Starea de fericire. Să știți că în vremea Noului Testament erau cel puțin 4 cuvinte care vorbeau despre fericit sau erau traduse prin fericit sau fericire. Era un caz în care erai fericit din întâmplare. Te-ai născut frumos. Te-ai născut inteligent, deștept. Erai cumva privit atunci, în vremea Noului Testament, că ești fericit din întâmplare, așa s-a întâmplat. Și era un cuvânt eutuches în limba greacă. Era iarăși cazul în care erai fericit prin merite. De exemplu, te-ai dus și ai făcut o școală, atunci era Aristotel, Platon, în Israel era Hilel, marele rabin, Gamaliel, de care scrie Scriptura, Șamai, erau mulți. Și dacă te duceai și făceai școală la picioarele lor, erai fericit, erai cineva. Erai fericit prin merite, că ai avut bani și ai plătit un profesor și ai devenit la rândul tău profesor, sau să zicem în vremea noastră inginer și așa mai departe, doctor, fericit prin merite. Și apoi era un alt tip de fericire prin distracții. Erau oameni care se duceau și se îmbătau și făceau tot felul de lucruri murdare ca să se distreze și să fie numiți fericiți. Alt cuvânt în limba greacă, n-are rost să le spunem. Dar era al patrulea tip de fericire care era foarte rar. Nu știu dacă în literatura profană, în literatura extra-biblică, cineva din cei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu a folosit vreodată acest cuvânt ferice în sensul în care îl folosește Domnul Hristos. Cuvântul macarie provine din acest cuvânt, macarie, macarismos, și anume fericire prin harul lui Dumnezeu.
Și când Domnul vine și începe să vorbească despre fericire, El spune ferice, 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 ferice. Și fiecare din aceste fericiri sunt doar bazate pe harul lui Dumnezeu. Nu prin merite, nu prin distracție, nu prin întâmplări, nu, prin harul lui Dumnezeu. Și aceasta este esența împărăției lui Dumnezeu și aceasta este învățătura principală a bisericii lui Dumnezeu. Noi suntem fericiți prin harul lui Dumnezeu, fraților și surori. Se spune că odată un om bogat a vrut și el să caute fericirea și cineva i-a spus că o va găsi dacă va îmbrăca haina unui om fericit. În întâmplarea aceasta care circulă prin popor în România, se zice că omul nostru și-a luat ziua bună de la prieteni, de la familie și a plecat în lumea largă să caute un om fericit ca să îi împrumute cămașa și să poată să fie și el la rândul lui fericit. A plecat omul nostru pe dealuri, peste munți, prin văi și s-a tot dus. A tot întrebat în stânga și în dreapta, ești fericit? Nu. Ești fericită? Nu. La un moment dat a întâlnit undeva pe niște dealuri pe un om care cânta, era plugar, se ducea în urma plugului și era atât de bucuros și omul nostru s-a apropiat de el. Și a zis, auzi, ești fericit? Și a zis, da, sunt fericit, că l-am pe Dumnezeu. Ce auzi, dă-mi cămașa, dar zice, n-am cămașă, că eu sunt sărat. Vedeți, întâmplarea asta ne dă de înțeles faptul că noi nu putem să împrumutăm fericirea de la alții. Fericirea ne-o dă singur Dumnezeu din cer, fraților și surori. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu vine. Și amintiți-vă ce spune Domnul în Psalmul 1. Zice aici, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Fericirea adevărată este a celui care îl cunoaște pe Dumnezeu. Aceasta este esența Evangheliei, fraților și surori. Deci observăm din versetul 8, ferice. Acest cuvânt, cu acest cuvânt se începe versetul 8 și bineînțeles și fiecare în celelalte. Foarte interesant că Domnul merge mai departe și spune fericirea atârnă de un element foarte important, inima curată, inima curată. Erau în Franța, dacă nu greșesc, niște oameni numiți catari, catari. Pentru că ei și-au luat numele lor de la acest cuvânt, cataroi, adică inimă curată. Și oamenii aceștia, catarii, erau niște oameni care predicau Evanghelia, erau un fel de reformatori printre catolicii de atunci. Și la un moment dat, oamenii ăștia au început să fie prigoniți, papa de la Roma a dat o dispoziție și trebuiau să fie uciși într-un oraș. Din Franța erau circa 20.000 de oameni, de locuitori, și armatele franceze au ajuns la porțile cetății, la porțile orașului și nu știau ce să facă. Voiau să intre, au luat orașul cu asalt și i-au trimis papei un mesaj și i-au zis, ce să facem? Aici în oraș sunt 20.000 de oameni, dintre ei o parte sunt catari, oameni care se laudă că au inima curată, dar o parte sunt catolici. Și noi când intrăm acolo nu știm cum să facem diferența, care-i eretic și care-i catolic. Și am vrea să o facem și ce ne sfătuiești să facem? Să facem tribunal de război? Să-i chemăm pe fiecare acolo la scaunul de judecată și să facem o departajare, să știm care ce este? Și papa de la Roma, ca să vedem cât de mult îi interesează pe oameni de oameni și de sufletele oamenilor, le-a trimis un mesaj scurt, omorâți-i pe toți, Dumnezeu și alege pe ai lui. Pe el nu l-a interesat
că mor 20.000 de oameni. Dar pe Domnul Hristos l-a interesat. L-a interesat nu 20.000 de oameni, ci o lume întreagă. Și de aceea pe muntele fericirilor Domnul Hristos își adună ucenicii în jurul lui și începe să le vorbească de fericire. Și aici vorbește despre o fericire a inimii curate. E foarte important să înțelegem că fericirea inimii curate este crucială și este esențială pentru fiecare dintre noi. Fraților și surori, știți ce înseamnă fericirea inimii curate? Înseamnă să ai o inimă intrată în procesul de sfințire înaintea lui Dumnezeu. Ți-o curățește Domnul Hristos când te-ai întors la El, când ți-ai mărturisit trecutul, când ai stat înaintea Lui și ai zis: te rog frumos, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întâlnesc cu Tine, uite ce am făcut, te rog iartă, te rog șterge, te rog lasă sângele Tău. Și atunci Domnul face operația aceasta. Dar după operația aceasta a ștergerii păcatului, a socotirii neprihănirii, fraților și surori, este o expresie de bază în Cartea Romanilor, socotit neprihănit. Asta nu înseamnă că eu am făcut ceva, Hristos a făcut totul. Și Dumnezeu a luat lista cea mare și pe cap de listă l-a scris pe Iisus, cel neprihănit, cel curat, cel adevărat, cel sfânt, Sfântul Sfinților. Și l-a pus pe primul loc și a zis: aceasta este lista neprihăniților. Și sub el, cine vrea să se înscrie? Întreabă Dumnezeu. Și vine Pavel și zice: adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care spune: Hristos, Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Eu vreau să fiu imediat sub Hristos, scris pe listă, socotit neprihănit. Și vine Adam, și vine Avram, și vine Moise, și vine Iosua, și vin sfinții din Vechiul și din Noul Testament, norul de martori din Evrei 11. Și fiecare spune: scrie-mă și pe mine, scrie-mă și pe mine. Și Dumnezeu scrie pe lista aceea și socotește neprihăniți pe oamenii aceia. Dar vine Dumnezeu și spune: știi ceva, te-am scris pe listă. Acum du sfințirea ta până la capăt, cu frică și cu tremur înaintea mea. Sfințirea este un proces, sfințenia este o stare. Eu ți-am dat starea de neprihănire, te socotesc sfânt, dar dacă tu nu te curățești de toate acestea, cum spune și Pavel lui Timotei, poți să ajungi să fii un vas murdar. Fraților și surori, e foarte important să înțelegem că acest proces de sfințire, acest proces în care ne apropiem de Dumnezeu, se face în trei direcții. În raport cu Dumnezeu, eu trebuie să fiu sfânt, socotit neprihănit, continuu, printr-o privire permanentă la crucea lui Hristos, spune Evrei 12 cu 1 și 2. Dar în raport cu mine însumi, iarăși trebuie să fiu sfânt. Zice Pavel la un moment dat că el nu mai are nimic contra lui. Adică cugetul lui îi era martor la un moment dat, în altă parte, în Roman 9. Fraților și surori, în relația cu mine, uite, am întâlnit frați pe care Dumnezeu vorbea chiar prin Duhul Sfânt și spunea: te-am iertat. Dar el nu s-a mai putut ierta și a murit nemântuit. Pentru că, vedeți, procesul acesta de sfințire, de curățare a inimii, are în vedere și o relație a mea cu mine însumi. Păi dacă Dumnezeu te-a iertat, dacă Dumnezeu a șters păcatele, tu ești mai rău ca Dumnezeu, ești mai jos ca Dumnezeu, ce se întâmplă? De ce nu vrei să te ierți? Dacă sângele lui Hristos a avut putere, a șters, a iertat, a îndepărtat, cine ești tu ca să te împotrivești cuvântului lui Dumnezeu și puterii sângelui lui Dumnezeu? Dar sunt unii care nu mai pot să se ierte și se duc în neant, se duc și nu mai vin. Și apoi relația cu alții, trebuie și alții să vadă că eu sunt un om al lui Dumnezeu cu o inimă curată. Și am extras din Biblie, fraților și surori, trei exemple. În relația și în raportul meu cu Dumnezeu, eu trebuie să am o inimă curată. Haideți să-l vedem pe Isaia. În Isaia, în capitolul 6, ni se vorbește despre omul acesta, prorocul lui Dumnezeu, un om deosebit,
care până aici, 5 capitole, a vorbit din partea lui Dumnezeu și sunt scrise în Biblie, nu negăm, sunt cuvântul lui Dumnezeu, autentic, clar, curat, dar este un cuvânt de judecată mai mult. Vai, 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 în special în capitolul 5. A venit timpul în capitolul 6 din Isaia să nu-l mai vadă Isaia pe Ozia și pe oamenii din jurul lui și chiar oamenii lui Dumnezeu, să-l vadă direct pe Dumnezeu. Și fraților și surori, sfințirea înseamnă pe trei direcții aici, în dreptul lui Isaia. Implicarea lui Dumnezeu pe trei direcții, la nivelul ochilor, la nivelul urechilor, la nivelul inimii. Poporul avea aceste trei probleme. Nu vedea cum trebuie cu ochii, erau orbi, poporul evreu de atunci, și zice Domnul mai târziu, versetul 10, împietrește inima. Avea inima împietrită, era tare de urechi, tot versetul 10, fă-l tare de urechi și avea ochii astupați. Asta era problema poporului evreu. Isaia a trebuit să-L cunoască pe Dumnezeu și să primească o inimă curată în prezența lui Dumnezeu, în raport cu Dumnezeu. Și mai întâi Dumnezeu îi deschide ochii, îi intervine la nivelul ochilor și nu erau ochii fizici, fraților și surori. Era acolo templul acela, era o clădire mare. Și Dumnezeu era pe scaunul lui de domnie și palele mantiei lui acopereau și umpleau templul. Gândiți-vă cum ar fi aici pe amvon o cutiuță de chibrite și cineva vine și pune, uite așa, poala mantiei în cutia aia de chibrite. Nici măcar atâta, că Dumnezeu e infinit. Și El a văzut din partea lui Dumnezeu, știți ce a văzut? Un scaun de domnie. A văzut poalele mantiei, un nor care umplea templu. Erau și atunci preoți care făceau ritualuri înaintea lui Dumnezeu și aduceau jertfe. El a văzut un alt altar și nu altarul care era în Sfânta Sfintelor. Isaia stă și se uită și vede serafimii, ființele de slavă ale lui Dumnezeu, cei care sunt plini de sfințenia lui Dumnezeu, de strălucirea lui Dumnezeu, de focul lui Dumnezeu. Și ăștia strigă unul către altul și Dumnezeu începe să-i desfunde urechile, să audă ce strigă serafimii. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și când aude asta Isaia și când vede asta Isaia, imediat își dă seama de problema lui principală. Problema inimilor noastre, fraților și surori, este problema din inimă. Inima problemelor noastre este problema din inimă. Să știți lucrul acesta. Dacă noi ne rezolvăm problema inimii, atunci suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ. Și aici Isaia avea problemă cu inima lui. A zis, vai de mine! Dar de ce? Sunt un om cu buze necurate. Dar de ce ai tu buze necurate? De ce nu spui că ai inimă necurată? De ce? El era gura lui Dumnezeu în Israel și din prisosul inimii vorbește gura, spune Domnul Hristos mai târziu. Și ce avea înăuntru era în afară și el vorbea, dar buzele lui le-a văzut el, erau necurate. Până atunci omului Dumnezeu s-a văzut bun poate, s-a văzut desăvârșit, dar când s-a aprins lumina lui Dumnezeu în viața lui, atunci și-a dat seama cât este el de nesfânt, de necurat și buzele lui care rostesc adevărul lui Dumnezeu sunt necurate. Și atunci omul acesta a trebuit să primească o operație sfântă din partea lui Dumnezeu. Versetul 6 spune, unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Fraților și surori, vedeți și aici, nelegiuire și păcat. Nelegiuirea are de a face cu bagajul acela de păcate din spatele nostru pe care le-am înfăptuit. Și acest bagaj, prin operația lui Dumnezeu, este îndepărtat, este dat la o parte. Păcatul are de a face cu rădăcina păcătoasă a firii noastre pământești.
Știți ce facem noi de multe ori? Și în special cei care vin și sunt noi în credință. Se pocăiesc, diavolul îi ispitește, vin la biserică plângând sau merg acasă în odăiță și zic, Doamne, iar am păcătuit, te rog, iartă-mă. Și el iară cade și iar merge, Doamne, iar am păcătuit, iartă-mă și tot așa. Adică, noi trebuie să înțelegem că există păcat și există păcate. Noi venim la Hristos cu păcatele noastre. Dar Domnul zice, măi, există un pom al răului, un pom otrăvit, care este în inima ta și în viața ta și rădăcinile lui ți-au prins întreaga ființă. Ca să fii izbăvit de păcat, tu trebuie să vii cu pomul la mine, să-l smulg, nu cu roadele lui. Iar am făcut greșeala asta, Doamne iartă-mă, iar o faci. Doamne iartă-mă, iar o faci. Doamne iartă-mă, iar o faci. Doamne iartă-mă, de ce? Pentru că există un pom al răului în mine și acela rodește păcatele. Și eu vin și zic lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, taie rodul ăsta. Tot ce înseamnă măr otrăvit, scoate tu și aruncă. Dar pomul e otrăvit și atunci eu trebuie să vin cu ființa mea întreagă la Hristos și El să-mi transforme ființa mea întreagă. S-a dus serafimul acela ființă de slavă și a luat un cărbune de pe altar. Ce simbol are cărbunele acesta? Și nu l-a luat de pe altarul pământesc. Erau acolo preoți, era marele preot din timpul lui Isaia. Erau niște oameni deosebiți, oamenii care erau în templu. Dar era alt altar înaintea lui Dumnezeu, înaintea celui care stătea pe scaunul de domnie. Și de acolo ia. Și gândiți-vă că înaintea lui Dumnezeu nu există trecut, prezent și viitor. Și în timpul lui Isaia, ca și în timpul nostru, exista crucea Golgotei și Dumnezeu vedea jertfa Fiului Său acolo. Și în Sfânta Sfintelor, atunci, în timpul lui Isaia, exista sânge de miel, sângele mielului lui Dumnezeu. Și merge serafimul la altar și altarul nu era pământesc, era un altar spiritual, un altar ceresc. Și se duce la altar serafimul și ia cărbunele de pe altar și în cărbune este foc, adică e puterea de curățire a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și pe acest cărbune a curs sângele jertfei, sângele mielului și cărbunele avea sânge pe el și avea foc pe el. Și merge și se atinge cu acest cărbune de buzele lui Isaia și zice, numai așa nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este acoperit. Dacă recurgi la sângele lui Hristos, chiar dacă ești în Vechiul Testament, nu contează, toți suntem mântuiți prin sângele lui Hristos, și ei și noi. Recurgi la puterea de curățire a Duhului Sfânt și atunci ți se face înnoirea. Uite, în raport cu Dumnezeu, Isaia a primit o inimă nouă. Imediat a întrebat Dumnezeu cine merge pentru noi și el a strigat, iată-mă, trimite-mă. Un al doilea element, relația față de sine. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 19, vorbește acolo despre un cuget bun. Fraților și surori, noi trebuie în relația cu noi înșine să avem măcar un cuget bun. Spuneam și în altă parte și vreau să mai repet, din învățătura apostolului Pavel, desprindem următoarele trepte de sensibilitate ale cugetului. Și notați, fraților și surori, în Vechiul Testament găsim un exemplu concludent pentru cuget, cât era de sensibil la un om și cât era de slab și de insensibil cugetul, conștiința la altul. Era la căpătâiul lui Saul care dormea într-o peșteră, Abner, căpetenia oștirii lui David și David. Și zice Abner, uite-l pe ăsta care umbla după tine, ăsta care era altădată unsul lui Dumnezeu, pe Saul, pe dușmanul tău, lasă-mă să-l pironesc o lovitură de suliță aici, pe pământ. Se uită David, zice, nu să mă ferească Domnul să mă ating de unsul Domnului. Băi, dar e un ticălos și un ucigaș și te urmărește. Nu, e unsul Domnului. Și atenție, zice, David s-a apropiat să taie colțul mantalei lui Saul și inima lui bătea.
pentru că așa de mare era sensibilitatea lui. La celălalt nici nu-i bătea inima mai repede sau mai încet. El era obișnuit să ucidă oameni. Încă un om în plus nu era mare lucru. Adică să mergi să lovești un om și să-l ucizi, să fii un ucigaș, nu era mare lucru. Dar la David numai să taie un colț de manta care nu era a lui și inima lui bătea. De ce? Avea o sensibilitate deosebită a cugetului. Și extrăgând din învățătura lui Pavel, treptele astea de sensibilitate a cugetului sunt următoarele. 1. Este cuget însemnat cu fierul roșu. Cel care are cuget însemnat cu fierul roșu, ăsta nu mai poate să se pocăiască. Ăsta e vai de el. A venit diavolul și a pus el ștampila și parafa pe el și a zis, ăsta e al meu. Nu se mai poate pocăi. Să ajungi acolo, asta înseamnă să nu mai ai nici măcar o părere de rău în viața ta pentru păcatele tale. Înseamnă să te duci în fugă spre iad. E prima treaptă, cea mai de jos, din iad. Treaptă de insensibilitate la nivelul cugetului. Mergem mai sus și există și cuget spurcat. Ei, ăsta se mai poate curăți, merge mai sus. Există cuget rău și acesta se poate transforma. Dar merge mai sus, există cuget slab. Un om care l-a văzut pe altul mâncând o mâncare din templu, din mâncările din temple care erau jertfite idolilor și avea cuget slab și putea să cadă de la pocăință, spune Cartea Romanilor și a Corintenilor. Ei, merge mai sus și avem un cuget bun, ăsta e extraordinar. Dar mergem și mai sus și avem un cuget luminat de Duhul Sfânt. Acesta este cel mai bun. Și observați, fraților și surori, sunt diferite sensibilități și Domnul zice ferice de cei cu inima curată. Adică măcar de la cugetul slab în sus. Nu zic mai bine de la cugetul bun în sus, dar măcar să ai un cuget slab, să fii tu mai sensibil, dar totuși să ai un cuget bun, să fie un cuget curat. Și atunci Dumnezeu zice, ești extraordinar și o să ajungi să-L vezi pe Dumnezeu. Și apoi ce să mai vorbim în relația cu alții, fraților și surori? Găsim în Ioan, în capitolul 1, un exemplu foarte frumos. Filip merge să-L caute pe prietenul lui, Natanael. Și când se apropie de el, îi spune în felul următor. Băi, noi l-am găsit pe Mesia, pe cel despre care spun prorocii. Vino și tu să-L vezi. Ha, poate să iasă ceva bun din Nazaret. Și Filip îi zice, ok, hai și vezi-l. Și când ajunge Hristos, Domnul în dreptul lui, știți ce spune? Iată un izraelit în care nu este vicleșug. În limba greacă, haplous, înseamnă fără pliuri, fără îndoituri. Așa era inima lui Natanael, fără pliuri, fără ascunzișuri, fără îndoituri. Într-un cuvânt, era sincer. Asta era în raport cu alții. Știți de unde vine în limba latină, că de acolo ne-am inspirat noi cu acest cuvânt, sincer? De la sine cera. Erau două cuvinte în limba latină care erau folosite în următorul context. Erau olarii de mult care fabricau oale din lut și de multe ori aceste oale din lut nu reușeau, se crăpau în cuptor. Ei, olarul, ca să nu arunce oala la gunoi și să facă cioburi, o lua frumos și punea ceară și o lipea frumos cu ceară, dădea un pic de smalț din afară și când venea cumpărătorul, omul nu mai știa, e bună, e rea, o lua, o ducea acasă și punea mâncarea în ea, o punea pe foc și curgea mâncarea și se crăpa oala și își dădea seama că a fost păcălit, a fost înșelat. Cineva i-a vândut o oală crăpată. Ei, imediat lumea s-a sesizat și știa că există oale care au ceară și există oale care n-au ceară. Și atunci omul când se ducea să-și cumpere o oală de la un olar, îl întreba în felul următor, cum e oala? Sine cera, adică fără ceară? Sau e cu ceară? Și omul îi dădea o oală bună, adică era fără ceară. Deci, fraților și surori, de acolo avem și noi cuvântul sincer. Nu ești un om care de față cu unul fățarnic, să zicem într-un cuvânt. De față cu omul lauz, te duci mai dincolo și zici, vai de el. Asta nu înseamnă sinceritate, asta înseamnă inimă crăpată, înseamnă oală crăpată, înseamnă, cum spunea marele istoric Nicolae Iorga, oamenii care au două fețe n-au niciun obraz.
Are o față către unul, o față către altul, dar obraz nu mai are, că și l-a pierdut, pentru că nu mai are sinceritate. Ei uite, Natanael a fost un om sincer. Zice, eu asta cred despre Hristos și gata, s-a terminat. Și când apare Hristos înaintea lui, el aceleași păreri le avea despre Hristos. Îi le putea spune în față lui Hristos. Era un om sincer. Și vine Hristos, zice, iată un izraelit în care n-am găsit vicleșug. Băi, ăsta cum e în față, așa e și în spate. Ăsta e un om dintr-o bucată, cum zicem noi. N-are mai multe bucăți ascunse. Ăsta e om serios. Și el se uită, vai de mine, dar de unde mă știi? Zice, te-am văzut mai înainte să te cheme Filip, când erai sub smochin. Acum, fraților și surori, au fost legende care au vorbit despre smochinul acela, cum că pe timpul când Irod a trimis soldații să măcelărească pruncii din Betleem, mama lui Natanael ar fi luat și l-ar fi ascuns sub un smochin. Și asta era o taină și Hristos Domnul o știa și a venit și a zis de smochin. Nu scrie asta în Scriptură. Ceea ce scrie este următorul lucru și ce deducem din textul din Ioan 1. Sub smochin, Natanael a făcut ceva. Ceva. Nu știm exact ce a făcut. Hristos știa și el știa. Era o taină între ei doi. Când a venit Hristos, s-a arătat lui Natanael și i-a zis în felul următor, te-am văzut mai înainte să te cheme Filip, adică Hristos îi spune de Filip una, că Filip te-a chemat, de unde știa Hristos? I-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Doi, că erai sub un smochin, asta e o a doua taină, și trei, că acolo sub smochin făceai ceva și eu, Domnul tău, pot să-ți zic ce făceai. Dar el deja a fost convins de aceste trei argumente și a început să strige, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia, cel așteptat de Israel, tu ești unsul lui Dumnezeu. Ei, Hristos, Domnul, se oprește și spune așa, și vedeți, aici e frumusețea, că zice, ferice de cei cu inima curată, că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Adevărat, adevărat, vă spun, lucruri mai mari decât acesta vei vedea. Care sunt lucrurile acelea? Adevărat, adevărat vă spun că de azi înainte veți vedea îngerii suindu-se și coborându-se pe Fiul omului. Adică Hristos Domnul actualizează vedenia ce a avut-o Iacov în Geneza cu scara cerului. Și în Noul Testament Hristos Domnul devine scara lui Dumnezeu, scara cerului. Adică intermediarul dintre om și Dumnezeu. Îngerii comunică dinspre Dumnezeu, spre oameni, numai prin Iisus Hristos. Gândiți-vă că în casa lui Corneliu trebuia să vină mântuirea lui Dumnezeu și a fost trimis un înger. Cine l-a trimis? Hristos Domnul. Ei, și în biserică comunicarea dintre Tatăl și biserică, trup, se face prin Hristos care este scara cerului. Aici deja mergem la final. Răsplata celor care au inimă curată. Îl vedem pe Dumnezeu. L-au văzut unii oameni în dimensiunea lui pământească, dar cea mai mare binecuvântare este că îl vom vedea noi în dimensiunea lui cerească. Și mai mare decât asta, spune Domnul și a vorbit cu Toma și a zis, tu crezi numai că ai văzut și ai pus mâna? Știi că mai fericiți decât tine sunt cei care n-au văzut și au crezut. Și fericirea aceasta ne aparține nouă, fraților și surori. Noi nu l-am văzut pe Hristosul înviat, dar credem că El a înviat. Și de multe ori El vine și ni se arată, fraților și surori, în niște lucruri uimitoare și deosebite. Mi-aduc aminte cu gelozie și aș dori să am și eu experiență pe care au avut-o cei dinaintea noastră, cu coborâri speciale și arătări speciale ale lui Dumnezeu, cu vederea zilei lui Dumnezeu, cu plecarea de pe pământul celor vii înspre Domnul să-L întâmpinăm în văzduh. Îmi povestea un frate din Cluj, de pe Carpați, zice, frate, eram într-o zi acasă și stăteam pe patul meu și zice, am început din partea lui Dumnezeu să am o revelație cu răpirea. Zice, pământul s-a îndreptat, s-a făcut așa drept și pe pământul acesta, zice, din toate colțurile erau suflete care porneau așa în niște raze de lumină ca să se întâlnească într-un punct în văzduh. Când m-am uitat acolo, în punctul acela venea Hristos și era un punct de întâlnire înspre care mergeau oamenii de pe pământ. Zice, am ajuns în Sibiu și atenție, fraților și surori, asta mi-a zis-o un frate bătrân, un frate care nu se joacă cu pocăința și n-are niciun interes să mintă. Zice, am ajuns dintr-o dată în Sibiu, în câteva secunde. Pe peronul gării erau frați baptiști și m-am uitat la ei și am zis, băi, voi sunteți baptiști, eu știam că numai penticostalii vor fi răpiți. Și au zis baptiștii, da, dar și pe noi ne-a anunțat acum, în clipa asta, final,
Dumnezeu, pentru că noi am stat lângă El, noi ne-am luptat, noi am împlinit cuvântul cât am știut, cât am înțeles și noi așteptăm răpirea. Ei, s-a văzut fratele din nou în Cluj și zice, din patul meu am început să mă înalț și mă înălțam și mă înălțam și mă înălțam. Zice, dintr-o dată m-am trezit. Vai de mine, zice, iar am închis ochi, iar simțeam că mă înalț, dar nu mai era așa profundă experiența ca și înainte. Zice, am început să plâng și am zis, Dumnezeule, e adevărat ce am văzut? Te rog frumos, Dumnezeule, e adevărat sau nu e adevărat ce am văzut? Și zice, m-am rugat și am zis, Doamne, vorbește-mi prin cuvântul Tău, și am deschis Biblia. Psalmul 48:1. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, în partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Zice, mi-a vorbit Dumnezeu prin psalmul ăsta și comunicam cu El și am zis, Dumnezeule, dar ce se întâmplă cu cei care nu sunt pocăiți, nu Te-au cunoscut pe Tine, ce se întâmplă cu lumea aceasta? Și mi-a zis Domnul, citește următorul psalm. Și zice, am citit și m-am îngrozit, versetul 6 din psalmul 49. Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Zice, m-am îngrozit, frate, și am citit iarăși și am zis, Dumnezeule, ce se întâmplă totuși cu credincioșii, cum pot ei să se urce spre Tine? Și zice, Domnul, citește următorul psalm, psalmul 50. Și zice, am citit și m-am bucurat. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, împrejurul Lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul Său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci ceruri le vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Și zice, fratele, am fost bolnav de dragoste, frate. Bolnav de dragoste ca și mireasa din Cântarea Cântărilor. Zice, am postit zile în șir și zice, mă rugam și ziceam, nu mai vreau pământ, nu mai vreau casă, nu mai vreau copii, nu mai vreau nevastă, nu mai vreau nimic, te vreau pe Tine, vino odată, vino odată, vino odată, te rog, vino. Zice, am postit și până la urmă am zis, asta este, Dumnezeu n-a vrut să mă ducă, dar zice, abia aștept să mă duc acolo. Fraților și surori, observați care este punctul final al fericirii de astăzi. Ferice de cei cu inima curată, te sfințești, te apropii de Dumnezeu, cauți să fii cât mai aproape de El și răsplata este să-L vezi pe Împărat, să-L vezi pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.